Te salut! Pentru astăzi am ales un subiect un pic delicat, iertarea. Așa că dacă vor fi lucruri care te vor deranja, gândește-te de ce te deranjează adevărul meu. Cum ar putea să te deranjeze un neadevăr? Am auzit la un moment dat într-o emisiune o comparație foarte bună legată de iertare. Și suna cam așa. Imaginează-ți că mintea ta este precum softul numit Windows, iar creierul precum hardware-ul unui laptop. În momentul în care din calculator începi să ștergi diferite informații, nu se vor șterge definitiv, se vor duce întâi în recycle bin. Asta se întâmplă și cu amintirile noastre, cu gândurile noastre negative. Le ascundem, le îndepărtăm în subconștient. Ce se întâmplă atunci când recycle binul este plin? Calculatorul nu mai funcționează în mod corespunzător. Și este nevoie să dai comandă, să se șteargă totul din recycle bin pentru a putea funcționa în parametrii optimi. În cazul nostru, umplerea coșului înseamnă să ne generăm stări negative, boli. Nu mă crezi? Gândurile ne afectează sănătatea, dar ca să le ștergem, este nevoie să iertăm. Și dacă nu o vei face, la un moment dat, așa cum mi s-a întâmplat mie, corpul va exprima ceea ce mintea nu va putea să o facă. Dacă iertarea înseamnă pace interioară, ce crezi că înseamnă neiertarea? Cine ți-a spus că poți instaura pacea folosindu-te de agresivitate? Și da, ura, dorința de răzbunare sunt forme interne de agresivitate pasivă. Și știi care este ironia? Noi cerem lui Dumnezeu să ne schimbe situația, iar El ne-a trimis-o ca să ne schimbăm noi. Mai e nevoie să-ți spun că ceea ce nu accepti din trecut te împiedică să-ți creezi prezentul? De ce nu ierți? Pentru că poate îți este frică de tine. Îți este frică să nu te consideri slab, să nu fii nemulțumit de tine. Însă ăsta nu ești tu, ăsta este ego-ul. Lui este frică. Și ce faci când nu ierți? Te retragi în propriile slăbiciuni. Distorsionezi modul în care privești viața. Apropo, cum îți este somnul? Dormi bine? Pentru că insomnia care te afectează noaptea este mesajul minții, întrucât tu eviți constant să rezolvi gândurile negative generatoare de durere. Fugi, te ascunzi de un adevăr care îți vorbește prin durere. A fugi de ceea ce este în tine reprezintă o cale sigură de a păstra durerea cu tine. Și îți alimentezi durerea prin minciunile pe care ți le spui. Am trecut peste, este greu, nu merită, este prea târziu. Pentru mine este prea târziu. Știi că te amăgești, nu-i așa? Și dacă încă nu ești pregătit să ierți, înseamnă că încă ți este frică. Dar amintește-ți că ceea ce s-a întâmplat nu se va schimba. Se poate schimba însă modul în care tu te raportezi la ceea ce s-a întâmplat. Și dacă durerea ar fi un mesaj, ce crezi că ar vrea să-ți spună? Să perpetuiești ceea ce faci acum? Sau să schimbi ceea ce faci acum? Ce ar trebui să se întâmple pentru a înțelege că nu-ți faci bine? Ai oricând posibilitatea să cureți gândurile care te blochează. Și dacă spui că este prea târziu pentru tine și dacă spui că vrei să ierți în ambele variante, ai dreptate. Ai la îndemână cel puțin o alegere. Dar dacă nu vrei să schimbi, înseamnă că ți este bine așa. Cum știi că ai iertat? Păi acceptarea a ceea ce s-a întâmplat și iertarea exclude emoția. Deci emoția este un barometru care îți indică dacă ai trecut sau nu peste ceea ce te-a afectat. Semnul că te-ai vindecat îl vei primi atunci când vei putea să povestești fără să apară lacrimile. Dar să știi că nu te poate vindeca nimeni. Te vindești singur. Nu poți să ierți? Eu mi-ajut clienții printr-o tehnică de eliberare emoțională numită călătoria. Însă ei se vindecă pentru că acceptă să fie iar vulnerabili. Și da, tu poți. Să ai parte de o zi minunată.